Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în fiecare seară intrăm în casele domniilor voastre cu o temă stringentă, o temă care ne afectează pe fiecare dintre noi. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre persoanele fără adăpost, ne-am propus să discutăm despre centru de găzduire pentru acest tip de persoane din capitală și despre acțiunile care sunt întreprinse în vederea asigurării unei condiții sau unor condiții, mai bine zis, favorabile de viață. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm cu invitatul nostru special, Marcela Diță, psiholog specialist în probleme sociale, centru de găzduire pentru persoanele fără domiciliu stabil. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Diță, haideți să începem cu faptul că în perioada rece a anului, numărul de solicitări raportate la centru pe care îl reprezentați crește, este în continuă creștere. În ce măsură puteți face față tuturor acestor solicitări? Da, deci centrul de găzduire activează deja al 12-lea an și credem noi că iarna care ne așteaptă a 13-a se primește, anul 2016-2017, vom reuși să o trecem cu bine, având în vedere iernile trecute pe care le-am avut și solicitările care au fost din partea oamenilor străzii, acestea au întrecut numărul de două ori de locuri disponibile, deci dacă centrul are o capacitate de 70 de locuri, păi să știți că iarna trecută am găzduit în jur de 150 de persoane, respectiv a trebuit să ne descurcăm în condițiile pe care le avem. Care sunt cele mai stringente probleme cu care vă confruntați? Bănuiesc că există un șir de... Da, de în primul rând este vorba de lipsa locurilor disponibile, deci e vorba doar de 70 de paturi, cele 70-75 care trebuie să acoperite, va trebui să le acoperim cu paturi pliante sau tele. Lucrul ăsta îl facem grație sprijinul pe care îl avem din partea partenerilor. Trebuie să știți că centrul de găzduire se confruntă cu mai multe probleme. În primul rând o să vorbesc despre categoria de oameni ai străzii care se adresează la noi, deci este vorba de cele mai dificile persoane, cele mai social vulnerabile din societate, având în vedere că acestea se confruntă cu o gamă complexă de probleme. Spre exemplu, o persoană poate fi cu ambele membre amputate, totodată poate fi dependent de alcool și în același timp nu are acte și poate să ateste și niște tulburări mentale. Care este procedura? Cum ajung aceste persoane la Persoanele fără adăpost ajung la centru prin diferite căi. E vorba de raziile organizate de către colaboratorii de poliție care îi depistează în stradă respectivă, îi însoțesc și aduc la centru. E vorba de serviciul de urgență care la fel îi însoțesc. Foarte mulți se adresează singuri, deja știind despre existența centrului sau aflând de la alți boschetari. Dar ce perioadă se poate afla acolo? Pentru că bănuim este un termen restrâns și centrul nu dispune de mijloace financiare, ai ține anul în jur. Deci este vorba de o cazare temporară pentru o perioadă de 3 luni de zile. În acest timp, teoretic, ar trebui să se reintegreze în societate aceste persoane, el fapt și lucru care este imposibil în situația actuală în care ne aflăm. Pentru foarte mulți suntem nevoiți să prelungim termenul de cazare. Sunt mulți care în acest timp reușesc să se aranjeze undeva și să le se rezolve cât de cât problemele. Doamna Diță, se lucrează cu aceste persoane? Se încearcă a reorienta profesional? Se lucrează cu instituțiile statului pentru a constata care sunt locurile disponibile pentru aceștia? Da, se face maxim efort, se depune maxim efort. Să știți, specialiștii centrului colaborează absolut cu toate instituțiile, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, CRIS Registru, în vederea perfectării actelor, se contactează toate instituțiile, autoritățile publice locale de la locul de trai sau de la domiciliul boschetarului ca să se încerce resocializarea acestuia, reintegrarea în familie sau reintegrarea socială și alte probleme. Ce servicii mai prestează centrul pe lângă pur și simplu cazarea lor? Deci este vorba de... Și aici cer scuze, haideți să facem o constatare sau mai bine zis o delimitare. Pe parcursul acestei perioade menționate de dumneavoastră, el stă zi și noapte acolo sau doar pentru perioada de noapte? Deci, în primul rând, toată lumea trebuie să știe că centrul de găzduire este cu cazare nocturnă.
Asta înseamnă că boschetarii, oamenii străzii se pot adresa pentru cazare respectiv și pentru a beneficia de celelalte servicii pe care le menționez un pic mai jos, de la ora 8 seara până la 8 dimineața. Deja pe parcursul zilei de la 8 dimineața până la 15 seara lucrează administrația, specialiștii în probleme sociale, psihologul, juristul, care contribuie la rezolvarea problemelor acestora. Ei știu singuri, deja din momentul cazării, că se pot adresa la specialiști, se face o programare prealabilă, dar ei se pot afla pe teritoriu conform regulamentului de la 8 seara până la 8 dimineața și beneficiază de servicii de cazare nocturnă, cină și dejun, posibilitate de a face duș, de a primi pachetul igienic, haine la necesitate, consiliere juridică, consiliere psihologică, asistență psihosocială. Și așa. Ce se întâmplă cu ei a doua zi dimineață? A doua zi fiecare și vede de drumul său, să zic așa, foarte mulți sunt care au fost ajutați de noi, asistați ca să se angajeze în câmpul muncii, oficial sau neoficial, deja în dependență de fiecare caz în parte. Avem o categorie care nu fac nimic, să zic așa, pentru că sunt dependenți de alcool sau de substanțe toxice, sunt cu dizabilități fizice care îi împiedică să presteze o muncă, să fie angajați în câmpul muncii, respectiv fiind în situație dificilă și trebuind să se descurce așa cum pot, se plimbă, mai cerșesc, mai nu știu ce fac, ca seara să se reîntoarcă înapoi. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre sursele de existență, centru, de unde ia aceste mijloace financiare și cât se cheltuie pentru o persoană care este cazată o noapte? Deci, centrul este finanțat în totalitate de bugetul municipal. Este vorba în jur de 2 milioane și un pic bugetul anual. Așa, estimările pe care le-am făcut noi lunar se cheltuie în jur de 800-900 de lei pentru un beneficiar. Care ar fi, pentru că tot s-a discutat și de către colegii noștri în media, care ar fi meniul, dacă l-aș putea numi așa, unei persoane care ajunge, iată, să petreacă o noapte în centru de găzduire pentru persoanele fără domiciliu stabil? Ce primesc ei? Centrul de găzduire are acord încheiat cu o cantină care prepară bucatele, deci vorba de cină și dejun, toată mâncarea se aduce în containere speciale, sigur că da. Cină și dejun, la micul dejun au un ceai fierbinte, o chiflă sau o plăcintă, în dependență de, mă rog, meniul pe care l-am stabilit noi încă în anul trecut pentru acest an, și seara e vorba de felul 2, numai decât carne sau pește și un sos, la fel ceai cu chiflă. Aveți persoane care au apelat în mod repetat la serviciile centrului sau sunt beneficiarii pe parcursul unei perioade mai lungi de timp? Da, să știți că avem, chiar ieri am discutat cu colegii că au revenit doi beneficiari concubini, hai să zic așa, care depun foarte mult efort și ei și noi, au o istorie așa mai sofisticată și în mare parte nu e problema doar în ei, problema societății, problema că nu pot să se integreze așa de ușor în societate, că pe perioada caldă să meargă undeva să lucreze cu trai temporar, după care să revină iarna când nu este de lucru. E vorba de muncile sezoniere pe care le prestează practic majoritatea oamenilor străzii, ca atunci când este iarnă stăpânii să zică, sau angajatorii să zică, ne scuzați, dar nu mai avem nevoie să ne ajuți acum, și ei fiind într-o situație dificilă trebuie să vină înapoi să stea pe perioada de iarnă, după care când vine primăvara se încălzește, la fel vor merge să-și găsească undeva ca să revină. Deci sunt foarte mulți care se reîntorc. Beneficiarii, de regulă, sunt persoanele de vârsta a treia? Deci, conform regulamentului, pot să se adreseze pentru a fi cazați persoanele de 18 ani până la pensionare. Da, trebuie să recunoaștem că avem un număr foarte mare de persoane în etate și sau cu dizabilități, ceea ce ne îngreunează foarte mult munca, dar ne străduim să facem față. Noi o să încercăm să facem legătura telefonică cu colega noastră, Victoria Petraru, jurnalistă care este specializată în elaborarea subiectelor pe teme sociale. Vom încerca să aflăm și de la ea care au fost imaginile care au fost surprinse în elaborarea mai multor subiecte. Vom încerca să îi acordăm aceste întrebări legate de tema noastră de discuție. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Victoria, sunt Vlad Madan și astăzi în cadrul emisiunii Reflector Analitic discutăm despre centrul de găzduire pentru persoanele fără domiciliu stabil și despre aceste imagini pe care le-ai surprins probabil și tu atunci când
ai elaborat subiecte legate de această tematică. Spune-mi, te rog, care a fost starea de lucruri pe care ai surprins-o? Așa, vreau să vă spun că în mare parte acești oameni sunt practic lăsați în voia sorții. Apropo, unul dintre cazurile care m-a marcat foarte mult a fost cel de la cantinele sociale. Persoane care cândva aveau un statut social, o poziție socială, erau văzuți, să zic așa, au ajuns să cerșească o bucată de pâine sau o porție de mâncare caldă la aceste cantine. Statul probabil că, nu știu, nu are dorința de a ajuta aceste persoane care sunt mai triste ca noi, dar care au aceleași necesități vitale ca și noi. Pensia pe care eu o primesc de 600-700 de lei este mizeră și uneori nu le ajunge nici măcar pentru medicamente, pentru strictul necesar. Și încă ceva, vreau să vă spun că paradoxul este că aceste persoane caută un centru de plasament ca să măcar să înnopteze acolo. Pentru a supraviețui, unii s-au apucat să cerșească, alții caută prin tomberoanele cu gunoi, deci e mai mare milă să privești la ei. Victoria, până la urmă, puțin dintre ei au norocul să fie adăpostiți în aceste centre sociale. Spune-mi, te rog, cât de importante se dovedesc a fi centrele sociale pentru aceste categorii de persoane? Evident că este foarte important, sunt foarte importante aceste centre de deplasament, mai ales că în ultimul timp, cu regret, în țara noastră a crescut numărul persoanelor străzii. Și asta din vari motive. Unii sunt deposedați ilegal de locuințe, alții au devenit dependenți de alcool, de droguri și uite așa, prin aceste metode au ajuns în stradă, efectiv. Dar să știți că lista motivelor nu se oprește aici, ea poate continua. Dar încă ceva, un lucru cert este că anume de timp de iarnă mulți dintre aceste persoane ale străzii decedează. Decedează prematur din cauza frigului, a lipsii de hrană. Alții pur și simplu sunt prăpuși de boli. Spuneți-mi... Și vreau să vă mai, da, vreau vă rog, să mai subliniez că numărul persoanelor care cer ajutor crește considerabil la noi în Moldova, mai ales în perioada rece anului, pentru că de regulă gerul și zăpada practic dublează acest număr de persoane a străzii. Și astfel ei ajung să apeleze la aceste centre de deplasament, care, din păcate, la noi, Moldova, sunt foarte puține. Eu cred că autoritățile ar trebui să atragă mai mult atenția la aceste persoane a străzii, pentru că, până la urmă, sunt persoane ca și noi, cu necesitățile pe care le avem și noi. Și ei tot au nevoie de un acoperiș asupra capului. Victoria, ultima întrebare. Spune-mi, te rog, în viziunea ta, există suficiente centre în municipiul Chișinău, spre exemplu, care ar răspunde necesităților acestor persoane? În viziunea mea vreau să vă zic că nu există nici măcar strictul necesar, pentru că un lucru este evident pe care îl putem observa fiecare trecător real în stradă. Mulți oameni cerșind, mulți prin gunoaie, pe lângă tomberoane. Asta este o consecință a faptului că aceste persoane nu sunt ajutate de către stat și nu li se acordă aceste servicii de a fi plasate într-un centru de plasament social. Victoria, noi îți mulțumim pentru explicațiile pe care le-ai oferit telespectatorilor noștri. Vă mulțumim din suflet. Doamna Diță, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbeam cu colega noastră, dânsa constata că avem cazuri atunci când aceste persoane sunt deposedate de către locuințe. În setul de servicii pe care le oferiți dumneavoastră, aveți și această consultanță juridică de a încerca ca să recupereze bunurile pe care le-au avut odinioară? Sigur că da. Deci victimele escrocheriilor imobiliare, să știți că sunt în situații de risc de a ajunge oamenii străzii. Avem câteva cazuri care la moment se lucrează asupra încercării de a, hai să zic, redobândi apartamentul. Nu știu cât de posibil va fi aceasta în situația pe care o avem. Este la moment un caz în lucru. E vorba de o persoană cu tulburări mentale.
A fost făcut un reportaj pe acest caz. Da. La moment are loc procesul de judecată, vedem cu ce se finalizează. Trebuie să recunoaștem că foarte multe persoane sunt în această situație care nu și-au recuperat locuința. Nici o persoană nu cunosc care și-a recuperat locuința. Raportat la ceea ce spunea iarăși colega noastră, avem un număr sau o statistică a persoanelor care nu au un acoperiș deasupra capului? Nu avem în Moldova, în Chișinău, la moment o statistică oficială. Este vorba de date statistice neoficiale realizate de către Comisariatul General de Poliție în colaborare cu Centrul de Găzduire. E vorba de rapoartele astea anuale pe care noi le facem. Deci persoanele care efectiv s-au cazat, persoanele fizice care s-au cazat la centru și persoanele străzi pe care le identifică în stradă colaboratorii de poliție. Dacă analizăm datele statistice neoficiale de anii precedenți, în jur de 5.000-6.000 de persoane pe municipiu. Acum aș vrea să informez telespectatorii că nu toți cei care cerșesc și caută prin tomberoane sunt oamenii străzii. Sunt foarte mulți care au, mă rog, un spațiu locativ, cum ar fi el. E vorba de sărăcia și starea de dificultate în care se află o categorie foarte mare de populație din Republica Moldova, care, părere de rău, trebuie să-și cate de mâncare prin acele tomberoane. Deci nu e vorba de toți boschetari. Nu, adică trebuie să fim foarte atenți atunci când vedem. Da, trebuie să știți că cerșătorii este o categorie aparte de cetățeni care, mă rog, repet, pot avea domiciliu. Dar până la urmă, cineva ar putea spune că există un paradox. Pe de o parte, avem un număr, am zice, mare, raportat la ceea ce spuneați și dumneavoastră, că practic nu aveți loc în centru, iar pe de altă parte vorbim de inexistența centrelor care ar veni să răspundă acestor necesități. Apare întrebarea, pe de o parte, Ministerul de Resort, pe de altă parte, administrația publică locală, și de ce nu aș îndrăzni să plaseze o parte din responsabilitate și altor instituții ale statului, chiar uneori și biserica știu că este cea care oferă servicii de găzduire și de filantropie. Să știți că la acest capitol foarte mult putem discuta. Sunt foarte multe dificultăți. În demersul nostru asistențial și în procesul ăsta de reintegrare socială a oamenilor străzi, să știți că contactăm absolut toate ministerele, toate instituțiile abilitate, ierarhic superioare, mă rog, care ar putea să facă ceva. Ok, trebuie să recunoaștem că se încearcă să se facă multe întotdeauna, dar nu există, uitați, niște mecanisme perfecte care ar veni în sprijinul acestor persoane. În primul rând, ce cred eu că ar fi bine să se facă primordial, să se realizeze această statistică, să devină oficială, într-adevăr, să vedem numărul concret de oameni în străzi care locuiesc în stradă. Pentru că sunt foarte mulți care stau pe la gunoiști, locuiesc în gropile de canalizare, persoane care încă nici nu au ajuns la centru, nu au fost identificate, nu știu de existența centrului. Lucrul ăsta, știți cum, e vorba de acea echipă mobilă care ar fi bine să se creeze pentru oamenii străzi. Deci idei de proiecte care trebuie realizate. Până la urmă, serviciile astea comunitare, când se creează, nu se fac așa de ușor. E vorba de o sumă de bani. E vorba de acel proiect care trebuie bine aranjat, e vorba, bineînțeles, de spațiul destinat. Nu pot să nu vă întreb, Ministerul Protecției Sociale se implică activ? Aveți o susținere logistică? Nivel de legislație, regulamente, posibil că da, dar mai mult, adică noi, centrul se atribuie în primul rând, este în subordine Consiliului Municipal Primăriei, Direcția Generală Asistență Socială. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre aceste servicii pe care le oferiți dumneavoastră, pe parcursul iernii, vreau să aflu de la dumneavoastră, pe lângă hrana despre care ați menționat dumneavoastră, avem și haine, avem și lingerie necesară? Asta, să știți că iarăși este o problemă pe care o rezolvăm așa cum putem. O baie, un duș? În primul rând, da, baie este, se oferă ceva produse igienice care la fel sunt procurate, dar ele sunt insuficiente pentru că fluxul de oameni ai străzii care vine la noi este foarte mare. Vă dați seama, deci într-o zi pot veni, deci când este cel mai mare, cea mai ridicată temperatură, da, deci pot veni în jur de 30 de persoane noi odată, adică în timpul unei zile, respectiv toți acești 30 trebuie spălați, hainele schimbate, dezinfectați și așa mai departe. Nu mai uităm și pe ceilalți care sunt plasați deja la noi de câteva zile. Toți au nevoie de baie, toți au nevoie de produse igienice, de haine.
Dar pentru aceasta apelăm la persoanele juridice care ne ajută, fundațiile de binefacere care ne vin în sprijin. Persoane care au nevoie de tratament. Bănuiesc persoanele... Deci în centru se acordă asistență medicală primară, atunci când e vorba de cazuri mai dificile se solicită ambulanța, ambulanța este receptivă, chiar sunt internați în spital atunci când este nevoie. Alta e că tratamentele costisitoare nu se realizează sau intervențiile așa care... Doamna Diță, eu vreau să revenim un pic la numărul acestor centre raportate la beneficiari. În viziunea dumneavoastră, ar trebui deschisă mai multe centre? Sigur că da. În viziunea noastră, a întregii echipi de specialiști de la centrul de găzduire, ar fi bine să fie în fiecare centru raional câte un centru de plasament pentru persoanele fără adăpost. De ce? Pentru că foarte mulți avem de raioane. Spre exemplu, câte ați deschide? Câte în ați centru... vedea optime, da? Păi hai să zic, având în vedere că jumătate din beneficiari sunt de Chișinău, jumătate din raioane, hai să zic, nu știu, încă 3 centri, probabil pentru cei din municipiul Chișinău, dar nu uităm de raioane care... la fel la oameni care au rămas pe drumuri și toți se concentrează în Chișinău. În Chișinău nu mai sunt locuri și apoi este vorba de sursele financiare a bugetului local care se cheltuie pentru, respectiv Chișinău trebuie să cheltuie pentru Chișinău, Orhei pentru cei din Orhei, Telenești pentru cei din Telenești și mai departe, dar vin toți în Chișinău. Respectiv Chișinău trebuie să cheltuie pentru toți din raioane și se creează niște probleme la nivelul acesta. Aveți foști deținuți? Citeam odată pe parcursul documentării pentru această emisiune și constatau diferiți specialiști că un segment de oameni care ar da mari bătăi de cap sunt foști deținuți pentru că nu reușesc să reintegreze social. Care este starea să de lucru reală? Să știți că da, în categoria oamenilor străzi se includ foarte mulți cetățeni vulnerabili, în primul rând foștii deținuți, care... aflându-se o perioadă mai lungă sau mai scurtă în detenție, atunci când se eliberează cu regret, nu se pot reintegra familial și social, ei pierzându-și abilitățile și deprinderile pe care le mai aveau până la detenție și neputând face față situației, ajung să fie dependenți serviciile sociale. Este vorba de tineri orfani care, uitați, în perioada asta de după dezinstituționalizare, da, deci ce au împlinit majoratul, nu s-au reintegrat într-o familie de alternativă, nu s-au integrat într-un alt serviciu, nu au fost adoptați și mai departe. Ei, fiind sub un risc major de a nimeri în dificultate, foarte mulți sunt oameni în străzi. Da, câți dintre ei au reușit să revină la un mod firesc de viață, la un mod normal, am îndrăznit să zic? Duceți o statistică? Aveți? Da, avem statisticile noastre oficiale, deci dacă foarte puțini, în jur de 15% din toți care se adresează anual, reușesc să se reintegreze din toate punctele de vedere, da, în societate, reușească să-și găsească un loc de muncă unde să poată rezista o perioadă mai lungă, pentru că foarte mulți cedează, nu au rezistența asta până la final, ca să-și poată închiria o locuință, întemeiază familie, deci nu... Avem cazuri reușite, dar foarte mulți parcă încearcă ceva să facă, după care iarăși recidivează și cercul ăsta vicios nu se mai termină. Vrem sau nu vrem, până la urmă, fenomenul violenței este unul destul de simțit în societatea noastră. Foarte mulți beneficiari ai centrului sunt persoane care, nemijlocit, au fost victime ale violenței domestice. Și acest lucru este raportat la categoria părinți, copil, rude și așa mai departe. Încercați să interveniți la o fază incipientă până ca persoana să ajungă în stradă? Nu avem atribuțiile acestea, deci la noi la centru vin persoane când deja au nimerit în dificultate, pentru aceasta sunt responsabile autoritățile locale, vorba de direcțiile de asistență socială, probabil direcții de protecție a copilului, dacă e vorba de copii, ce și pot eu să menționez, deci când se face diagnoza asta socială, până la urmă avem foarte multe persoane, atât victime ale violenței domestice, cât și agresori avem. Atunci când vorbim despre centru, trebuie să deschidem și parantezele. Spuneați la început acestei emisiuni că cererile sunt mai mari, respectiv nu există spațiu. Unde sunt cazate încă cele 50 sau 60 de persoane care ați zis că sunt suplimentar? Deci e vorba de dormitoarele beneficiarilor care se umple cu patru pliante sau saltiele. Sunt niște izolatoare unde pot niște anexe, niște odăi așa amenajate cu condiții cât de cât bune ca să poată permite cazarea temporară acestora.
Atunci când aceste persoane ajung la dumneavoastră, este elaborată o anchetă prin care se încearcă aduce o evidență? Cine este el? De unde apare? Pentru că, de ce punem în discuție aceste aspecte? O bună parte dintre ei nu au buletine de identitate, nu au acte care ar confirma originea lor. Bineînțeles, se lucrează ultimii ani, se lucrează conform procedurii managementului de caz, fiecare beneficiar este intervievat, îi se deschide un dosar personal, unde se iau toate datele de identificare, se face un istoric social, se face un plan de intervenție, se face o fișă de monitorizare, fișa de consiliere, fișa asistenței juridice pe care o primește. Deci toți specialiștii se implic în măsura posibilității. Și deja în planul ăsta de intervenție se oferă pentru fiecare client în parte sarcini ca să-și rezolve problemele lor, fiind asistați de către noi. Cineva își începe procedura prin a-și perfecta actele de identitate, cineva prin a-și căuta un loc de muncă, altcineva prin a se reîntoarce în familie, dacă este posibil. Și colega noastră a menționat ceva mai devreme că problema se acutizează perioada rece a anului. Uh-huh. Din experiența anilor trecuți, dumneavoastră știu că deschideți o serie de corturi, dacă le-aș putea spune așa, sunt instalate mai multe corturi în diferite orașe, precum Bălți, Cahul, Cantemir. Aceeași stare de lucruri vom avea și anul curent? Și care sunt serviciile deci, pe care le putem aceste beneficia? Corturi sunt puse la dispoziție de către primărie a municipiului Chișinău, din câte cunosc eu cu toate instituțiile abilitate, nici de cum noi. În centru, la noi, până în anul trecut, am reușit să-i adăpostim pe toți în interiorul centrului. Nu știu ce să fie în acest an, dacă va fi nevoie, cred că vom apela la aceste corturi să fie aduse chiar și pe teritoriul centrului. Atunci când constatăm, este vorba de anumite cheltuieli pe care le faceți, de regulă, instituțiile statului se confruntă cu un buget auster. Care este starea de lucruri la acest exact așa acest și la noi este. Deci dacă bugetul anual pentru anul viitor, de exemplu, este preconizat pentru 70 de persoane, conform regulamentului când a fost creat centrul, și având în vedere că începând cu luna noiembrie-decembrie numărul acesta trece peste 80-100, respectiv, dacă facem un calcul foarte simplu, acum nefiind contabil și așa mai departe, se primește că acești 30-40 de persoane, pentru ei tot se cheltuie surse financiare pentru a fi hrăniți, tot consumă energia da, electrică, termică și așa mai departe, apa și toate cheltuielile se trebuie undeva acoperite. Și atunci când au loc, uite, analizele astea contabile și tot ce se face, sunt probleme, sunt și deja se fac rapoarte, diferite dări de seamă, note explicative. Sunteți puși în situația ca să refuzați o persoană? Până acum nimeni nu a fost dat afară, cu toate că mai mult de 50% din cei care se adresează nu coincid sau contravin prevederilor regulamentului, da? Spre exemplu, în regulamentul centrului este clar scris că nu pot beneficia de serviciile centrului persoanele cu dizabilități, da? Dar foarte mulți din cei care se adresează sunt în primul rând cu dizabilități. Sunt membrele amputate, cu dizabilități fizice, psihice, așa mai departe. Și neavând o altă instituție de alternativă, omenii și nu putem să-i lăsăm în drum. Respectiv, trebuie să încălcăm regulamentul ca să oferim șansa omului să-și revină cât de cât. Apar probleme legate de persoanele în stare de ebrietate? Sigur că da. Asta este o problemă, cred că, foarte, foarte mare, cu care ne confruntăm toți, atât noi, cât colaboratorii de poliție, atât și medicii. Până la urmă, erau mai cu ani în urmă, erau secțiile cele de dezalcoolizare, unde se plasau boschetare după care își reveneau și puteau fi aduși. Acum ele au fost închise, nu mai activează. Respectiv, suntem puși în situație să ne descurcăm. Ori iau cei de la urgență, ori îi luăm la noi, dar dacă vin la noi, există un pericol ca să nu-i atace pe ceilalți, respectiv trebuie să-i supraveghem. Este cam dificil. Dar, practic, vreo 70% din oameni străzi sunt dependenți de alcool. Asta înseamnă că trebuie să-i plasăm chiar și în stare de ebrietate, ceea ce contravine. Doamna Dețe, eu vreau să revenim un pic la colaborarea centrului cu alte instituții ale statului. Uh-huh. Ori nu, zadar spuneam ceva mai devreme despre biserică. Da. Ori chiar pe parcursul zilei de astăzi contactați de echipa Reflector Analitic, mai mulți reprezentanți ai clerului, au menționat că ei desfășoară o activitate destul de rodnică la acest capitol, fie prin ajutorarea centrului propriu-zis, fie prin existența centrelor separate sub oblăduirea bisericii. Este așa? Sigur, raportată la ceea ce aveți în acest acord de colaborare.
Să știți că beneficiem de sprijinul bisericilor din Chișinău și din suburbii foarte mult, deci le mulțumim pe această cale. Vorba de cele ajutoare sub formă de prânzuri fierbinți, vorba de cele ajutoare sub formă de haine, încălțăminte second hand, dacă este colectat, mă rog, pe teritoriul parohiilor și așa mai departe. Da, sunt niște biserici care, din câte cunosc, nu am fost personal, nu știu cum are loc lucrul acest, din surse neoficiale, da? Chiar beneficiari care locuiesc acum la noi ne-au spus că, uite, au stat o perioadă la o biserică, mă rog, nu știu unde, într-un raion, care au niște odăi așa, mă rog, destinate pentru cei care... Dar iarăși acolo se află o perioadă foarte scurtă, nu poți să-i cazezi pe ani de zile, luni de zile, poți să-i cazezi pe câteva zile, după care ce să faci? Ei nu au locuință și nici posibilitate să-și o achiziționeze. Asta e o problemă foarte gravă. Doamna Diță, atunci când vorbim despre activitatea centrului dumneavoastră de la bun început, ați concretizat că este vorba de găzduirea pentru perioada de noapte. Ce se întâmplă cu acești oameni care nu sunt încadrați în câmpul muncii, care nu au o activitate nemijlocită? Urmează ca să stea în acest centru sau ei, binevol, forțat, ar trebui să părăsească centru? Teoretic și regulamentar ar trebui să părăsească toată lumea centru. Acum, dacă dumneavoastră să veniți de fapt la locul acolo, da, la centru, să vedeți, de exemplu, ieri undeva 15 persoane avem care practic că sunt țintuite la pat, ori au un membru amputat, ori sunt cu dizabilități accentuate, fizice sau psihice și așa mai departe, persoane în etate care nu pot să se deplaseze sau fac doi pași și cad jos. Deci au nevoie de cazare temporară în instituții specializate și teoretic, da, poți să-i dai în drum, dar de fapt este practic un lucru, cred că neomenește, lucru care ne face să încălcăm regulamentul, să-i plasăm pe timp, să-i lăsăm pe timp de zi în acea cameră anexă oferită, unde dotată cu saltele, cu scaune, ca oamenii să poată să stea toată ziua în așteptare până vine seara ca să poată să se ridice în dormitoare. E vorba de foișorul. De dar au, nu știu, este încălzită această odaie? Au acces, li se mai oferă o... Ca să înțelegeți, este vorba de o odaie de vreo 12 metri pătrați, ca o cameră de așteptare, da, dotată cu scaune, saltele pentru, și chiar și patru pliante pentru cei care sunt gravi, care nu pot să, sau care îi aduce serviciul de urgență pe timp de zi și până vine personalul de gardă, medici, ca să-l studieze, să vadă care este starea de sănătate, el stă temporar acolo. Este încălzită, li se oferă ceai la amiază atunci când este necesitate. Dacă mai avem noroc de prânzurile cele fierbinți de la parteneri, toată lumea este alimentată. Dacă e să facem o analiză a persoanelor care beneficiază de serviciile centrului în ultimii ani, numărul acestora este în creștere? Numai decât este în creștere. În jur de 30-40 de persoane. Atunci când vorbeam despre cantine sociale, spunea și colega noastră, vreau să atingem un pic și problema factorilor sociali care determină unele persoane ca să meargă să stea la coadă pentru a primi un prânz cald. Haideți să vedem. Aici vorbim despre o pasivitate a instituțiilor statului, vorbim despre o incompetență, nu știu, a diferitor segmente sociale, vorbim de care factor determină starea asta de lucruri? Pentru că pornisem de la ideea că, uite, ei sunt în continuă creștere. Da. Numărul. Deci să știți că persoanele fără adăpost au nevoie nu doar de alimentație. Ei au nevoie practic de lingerie, încălțăminte, au nevoie să fie tunși, au nevoie să schimbe hainele, au nevoie de toate lucrurile care le beneficiază o persoană în care are casă și așa mai departe. Dacă ne referim la aspectul cantină socială, din cele ce cunosc eu în colaborare cu direcțiile de asistență socială și primăriile locale și raionale și mai departe, nu pot beneficia integral toți boschetarii de prânzurile astea fierbinți, deoarece nu sunt surse financiare de ajuns. Este factorul economic totuși în primul rând. Din beneficiarii noștri, să știți că sunt un număr care stau la coadă, cum ziceți dumneavoastră, da, deci o lună este alimentat cineva, luna viitoare alții, dar ne bazăm foarte mult de cantinele sociale mobile organizate de către ONG-uri, fundațiile de benefacere și alți parteneri cu care colaborăm noi și practic nimeni din beneficiarii noștri nu stau flămânzi, să zic așa, la amiază.
Preturile, începând ce fac? Cu... Preturile se implică atunci când vin solicitări din partea noastră. Sunt situații când și dumnealor ne apelează pe noi ca să-i cazăm, atât, mai mult nimic. Atunci când spuneați despre faptul că aceste persoane au nevoie de un set vast de servicii, vreau să vă întreb, nu se întâmplă oare cazuri când acest noian de probleme despre care vorbim noi și respectiv serviciile pe care le prestați nu ajunge în albia unei munci a lui Sisif, da? Pe de o parte, noi încercăm să-i reabilităm, după aceea o perioadă X de timp revin în același hal care a fost anterior. Să știți că sunt o serie de factori cauzali care ne împiedică pe noi să-i ajutăm pe ei până la final să se reintegreze în societate. Factorul primordial este totuși factorul economic, lipsa surselor financiare sau imposibilitatea de a achiziționa un spațiu locativ. La având în vedere prețurile din ziua de azi este imposibil, practic. Și ceea ce, ca să știți cum, ca să încercăm să notăm în apa în care am nimerit noi toți, aș îndemna toți specialiștii în domeniu să cât de cât să fie atenți la persoanele în situații de risc, pentru că sunt foarte mulți, este o categorie foarte mare de persoane, de populație care poate nimeri în stradă. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbeți despre aceste persoane și ați menționat, iată, de la începutul acestei emisiuni, că un loc aparte l-are psihologul. Vreau să ne explicați dacă acești beneficiari, până la urmă, conștientizează aportul pe care urmează să-l aibă psihologul în soluționarea problemelor lor. Dacă este tratat pe picior de egalitate, dacă vreți. Pentru că vrem, nu vrem, până la urmă, beneficiarii, din câte ne permitem să tragem concluziile, nu sunt întotdeauna persoane cu studii superioare sau cu un intelect care ridicat. Înțeleg, da. Să știți că intervenția psihologică este foarte importantă pentru fiecare în caz în parte. Trebuie să recunosc că nu toți conștientizează rolul acestuia, practic nu au încredere, nu au încredere pentru că și-au pierdut toate resursele la încercarea noastră de a-i consilia și a-i ajuta ei. Da, ei participă, ei colaborează, ei sunt mulțumiți, li se îmbunătățește starea psihoemoțională, dar replica cu care vin majoritatea și ceea ce mă face să-i înțeleg și să nu insist în unele locuri, ei zic așa, acasă și pereții ne ajută. Adică faptul că eu nu am un spațiu locativ și faptul că eu trăiesc cu ziua de azi și nu știu ce mă așteaptă mâine pe mine, da, mersi că mă ajuți, mă susții, dar credeți-mă că eu am nevoie, în primul rând, de spațiu locativ, am nevoie de un gheraș cât de mic al meu să fie, mai ales mă refer la persoanele, cum a zis și reporterul dumneavoastră, că sunt persoane care au fost cândva cineva și într-adevăr și la noi lucrul ăsta este foarte frecvent întâlnit, persoane care au avut cândva spațiu locativ, bogății, afaceri, persoane cu funcție de conducere influente, oameni de artă care au ajuns în dificultatea aceasta și pentru ei, credeți-mă că este foarte greu să treci într-o extremă în alta și factorul ăsta psihoemoțional până la urmă persistă și problemele psihoemoționale, depresiile, stresul și problemele legate de lipsa spațiului locativ îl fac pe el să devină dependent de servicii sociale, să cadă în depresie, să consume excesiv alcool sau alte substanțe. Pe final de emisiune am două întrebări la care aștept un răspuns. Spuneți-ne, vă rog, ce întreprinde centru pentru a plasa aceste persoane în aziluri de bătrâni? Da. Pentru că există o problemă, vrem, nu vrem, până la urmă ea predomină. Este o problemă foarte mare și trebuie să recunosc o dificultate foarte mare la capitolul plasarea vârstnicilor fără adăpost în azilul pentru bătrâni. E vorba de pregătirea acelui set obligatoriu de acte, ca până la final să primim din partea Ministerului accept sau refuz, în dependență de situații. De obicei se primește refuz pentru persoanele care au undeva un copil, un fiu, o fică care nu răspunde, nu putem să-i găsim sau sunt în detenție și conform Constituției și altor, mă rog, acte importante, copiii sunt obligați să aibă grijă de părinți, dar aflându-se și ei într-o stare de dificultate, avem o mamă și un fiu care sunt boschetari, ambii sunt foarte vulnerabili. Maica sa este cu dizabilități și în etate, fiul este dependent de alcool și boschetar și a mai fost și în detenție. Respectiv, cum să ajute acest copil, mama? Dar și deci întâmplă dificultăți foarte mari. Spuneți-ne, în experiența pe care o aveți în cadrul acestui centru, ați constatat o serie de carențe. Când zic lucrul ăsta, mă refer la acest raport stat-centru. Care ar fi ele? Ce ar trebui să întreprindă
pe de o parte administrația publică locală, pe altă parte organele centrale, pentru ca numărul acestor persoane să fie 1. Ținut sub control și 2. Precum e și firesc, ar zice fiecare om dintre noi să aibă unde pune capul atunci când se lasă seara. Să știți că în primul rând asigurarea cu spațiu locativ pentru fiecare cetățean, nu știu, ori acele locuințe sociale de care tot vorbim noi, toată lumea, care până la moment nu au fost realizate, ori o plată mai minimă pentru chirii, ori susținerea statului la achitarea chirii pentru tinerile familii sau familii cu în dificultate, apoi asigurarea cu un loc de muncă pentru fiecare sau crearea celor cât mai multor locuri de muncă sau pregătirea societății de a accepta aceste persoane sau persoanele în dificultate, persoanele în situații de risc, de a nu eticheta și discrimina, de a ajuta atunci când au nevoie. Eu cunosc foarte lume, atât specialiști în domeniu cât și non-specialiști, care au atitudini foarte negative față de persoanele sau foștii deținuți sau persoane dependente de alcool, dar ei nu știu cum încearcă să nu se gândească de ce consumă oamenii ăștia alcool, de ce oamenii ăștia au fost în detenție. S-a întâmplat ceva. De ce această problemă nu este atât de evident în țările vecine? Până la urmă, dacă o să mergem, noi nu o să găsim boschetarii pe stradă. Da, să știți că se implică toată lumea, societatea civilă, oamenii de rând, altfel. La noi este foarte dificil. La noi trebuie să recunosc, sunt și unii specialiști atunci când îi contactezi sau îi anunți cumva formal că dumneavoastră aveți atribuția să faceți următoarele lucruri, ca ei să-ți dea o replică sau să-ți arunci telefonul sau să se eschiveze, nu știu din ce motive, de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și revenim la ceea ce avem. Nu mai vorbesc de persoanele care nu sunt implicate, nu sunt specialiști în domeniu, dar asta e. Doamna Diță, eu țin să vă mulțumesc pentru participarea în studio în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Invitata noastră a fost Marcela Diță, psiholog specialist în probleme sociale la Centrul de Găzduire pentru Persoanele fără domiciliu stabil. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și în numele întregii echipe vă îndemn să rămâneți alături de Accent TV.